Astăzi aici are loc etapa finală a jocurilor intelectuale Ce, Unde, Când, cu tematică electorală. Participanții sunt elevii din instituțiile de învățământ din Republică. Până ajunge aici au fost mai multe etape de selectare, deci începând cu septembrie 2017 au fost desfășurate asemenea competiții la nivel raional și echipele câștigătoare astăzi au ieșit în finală. Scopul acestor activități este de a cunoaște și a învăța prin metode interactive, de a dezvolta erudiția și de a le cultiva acel spirit civic, de fapt, de participare. Asta ne propune. CNUD Moldova sau CNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, este una din agențiile Organizațiilor Națiunilor Unite, care are misiunea să implementeze diverse proiecte, programe, împreună cu instituțiile publice, inclusiv în Republica Moldova, și am onoarea să lucrez cu Comisia Electorală Centrală și cu CIGDE. Astăzi suntem aici pentru a juca. Pentru a juca în cadrul jocului intelectual Ce, Unde, Când și, cel mai important, să ne arătăm conștiința noastră de tânăr care este în prag de prima dată de a merge la vot și, cel mai important, de a conștientiza că participarea lui la vot este cel mai important drept pe care trebuie să și-l exercite. Chiar am emoții împreună cu ei, poate eu chiar și mai mult ca și profesoară decât ei, pentru că am așteptări. Scopul meu a fost să achiziționez o experiență vastă în domeniul electoral și cred că l-am atins. În viitor, când voi ajunge să votez, voi fi destul de pregătit pentru a-mi îndeplini această obligație civică. Consider că educația electorală este una dintre științele cele mai importante, întrucât ne formează și ne ajută să alegem și ne formăm o decizie. Noi suntem viitorul și probabil asta ar fi cea mai importantă. Am umblat împreună cu CIGDE prin toată țara, prin 10 localități, timp de un an. Și astăzi este finalul, i-am revăzut pe câștigători. Cea mai puternică impresie cred că a fost că tinerii nu sunt atât diferiți de ce am văzut, de exemplu, la Chișinău și la Drochia sau în Ghenii sau în alte localități. Peste tot am văzut interes și, da, tinerii încercau să răspundă, să gândească. Mult entuziasm, multă bucurie, multe emoții pozitive, o explozie de energie și suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm acest concurs.